Pentru ocazia de astăzi, aș dori în început să facem împreună o analiză a timpurilor pe care le trăim. Vedeți dumneavoastră, zilele acestea, timpurile acestea pe care noi le trăim, sunt deosebite de ceea ce umanitatea a trăit până mai ieri. Și timpurile acestea pe care noi le trăim ne-a pus să decidem foarte clar în multe privințe. Pe mulți oameni i-a pus cu picioarele pe pământ. Pentru că trecem printr-o criză, frații mei, și cu toții o simțim. O criză care se manifestă în multe feluri. Și criza aceasta ne-a făcut și ne-a determinat să luăm noi decizii, să privim viața dintr-un alt punct de vedere decât am privit până acum și să fim fie mai serioși, fie să ne depărtăm mai mult de Dumnezeu. Sunt câteva lucruri pe care le-am observat, pe care criza aceasta le-a schimbat și pe care aș dori să le prezint acum la început. Un prim aspect este acela al tinerilor. Săptămâna trecută, dacă nu mă înșel, Ministerul Învățământului din România a dat publicității un studiu care a demonstrat, a arătat practic, faptul că 40% din elevii de clasa a 12-a nu s-au înscris la bacalaureat. 40%, doar 60% s-au înscris. De ce? Pentru că această criză i-a pus pe studenți, pe elevi, în fața unei decizii. Ce este cel mai important pentru tine? Să studiezi? Să lucrezi? Trebuie să o iei în serios. Ce faci? Pe unii, învățământul online mai tare i-a depărtat. Și așa se face că 40% dintre elevii de clasa a 12-a în timpul acestei crize au ales să nu se înscrie la bacalaureat. E foarte mult. E foarte mult. Un alt aspect. Criza aceasta de coronavirus, prin faptul că s-au închis bisericile la început, prin faptul că există pericolul acesta al contractării virusului, ne-a pus în fața unei decizii. Când s-au redeschis bisericile, când a fost din nou posibil să ne întâlnim, am fost puși în fața deciziei, ce faci? Mergi la biserică sau nu mergi? Pentru că plecând din casă, îți asumi un risc. Întâlnindu-te cu mai multe persoane într-o încăpere închisă, îți asumi un risc. Ce faci? Mergi la biserică sau nu? Și să știți că în a lua această decizie, trebuie să ținem cont de multe lucruri. Și sunt oameni care, înainte de pandemie, veneau săptămână de săptămână la biserică, dar veneau pentru că îi aduceau părinții, pentru că știu eu ce alte motive aveau, se întâlneau cu prietenii sau, mă rog, mii și mii de alte motive. În momentul în care a venit pandemia, a trebuit să luăm o decizie. Vii la biserică pentru Hristos sau vii pentru alte motive? Îți este teamă sau nu ți este teamă? Nu judec pe cei care au venit la biserică sau nu au venit la biserică, dar vreau să vorbesc despre faptul că am fost puși să luăm o decizie. Și în privința acestei decizii a trebuit să ții cont de mulți factori. Mulți factori care înainte de pandemie nu existau. În criza aceasta de coronavirus, creată de coronavirus, familiile au fost greu încercate. Niciodată de când sunt pastor, nu am văzut atât de multe familii care să aibă probleme ca în perioada aceasta de coronavirus. Au probleme cei doi soți între ei, au probleme părinții cu copiii, copiii cu părinții. De ce? Pentru că ești nevoit să stai în câțiva metri pătrați.
Și știți ce am realizat, frații mei? Criza aceasta ne-a pus în fața multor decizii. Ne-a determinat să analizăm viața mai serios și să vedem ce vrem cu adevărat. Și lucrul acesta, într-o formă sau alta, este valabil și în ceea ce privește credința. Sunt mulți oameni care în perioada aceasta de pandemie s-au apropiat mai mult de Dumnezeu și au luat-o mai în serios cu Dumnezeu, dar sunt și alții care erau prinși de Dumnezeu din fel și fel motive, dar care astăzi s-au depărtat tot mai mult de Dumnezeu. De aceea astăzi vreau să vorbim despre un subiect care cred eu că este foarte important pentru noi astăzi. Este un aspect la care fiecare dintre noi trebuie să medităm, pentru că ne afectează pe fiecare dintre noi. Titlul prezentării de astăzi este zguduirea sau cernerea. Și textul de la care aș dori să plecăm este Luca, capitolul 22, de la versetul 31 până la versetul 34. Este ziua de joi, ultima zi pe care Domnul Iisus Hristos o petrece cu ucenicii, joi noaptea avea să fie prins și vineri la prânz avea să fie crucificat. Așadar, este ultima discuție pe care Domnul Iisus Hristos o are cu ucenicii și în mod special cu Petru și spune așa, Luca 22 cu 31, Domnul a zis, Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca greul. Dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta și după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe frații tăi. Doamne, i-a zis Petru, cu tine sunt gata să merg chiar și în temniță, până la moarte. Și Iisus i-a zis, Petre, îți spun că nu va cânta cocoșul astăzi până nu te vei lepăda de mine de trei ori, pentru că nu mă cunoști. Este extraordinară întâmplarea aceasta. Și aș vrea să extragem câteva aspecte care cred eu că au legătură și cu noi. Prima întrebare de la care aș dori să începem cuvântul de astăzi este aceasta, frații mei. Atunci când Petru i-a spus Domnului Hristos că va merge și că este dispus să meargă cu el până la moarte, vreau să vă întreb, era sincer sau mințea? Era sincer? Era sincer, frații mei. Vă aduceți aminte, în grădina Ghețemane a existat unul dintre ucenici care atunci când Domnul Hristos a fost înconjurat de dușmani, a scos sabia și pe primul care l-a găsit în față a vrut să-i reteze gâtul, dar a nimerit doar urechea. Cine a fost acela? Petru. Pentru că Petru, frații mei, atunci când a spus, Doamne, sunt dispus să merg cu tine până la moarte, el vorbea serios. Petru, frații mei, era sincer în credința lui față de Dumnezeu. Îl iubea sincer pe Domnul Iisus Hristos. Făcea sacrificii pentru Domnul Iisus Hristos. Dacă Domnul i-ar fi cerut să-și dea viața pentru el, în momentul acela Petru ar fi fost dispus să-și dea viața. Renunțase la tot. Nu era un om bogat, dar renunțase la afacerea lui din care își câștiga existența, pescuitul. Petru era un om sincer. Atunci vreau să vă întreb a doua întrebare, fraților. De ce totuși Petru, la o distanță de doar 6 ore, și-a călcat cuvântul sincer pe care îl dăduse lui Dumnezeu, pe care îl credea sincer, că îl iubește pe Domnul Iisus Hristos și că e dispus să-și dea viața? De ce peste 6 ore s-a lepădat de Hristos? Știți de ce, frații mei? Pentru că cu toate că Petru era sincer, cu toate că îl iubea pe Hristos cu toată inima, totuși Petru nu se cunoștea pe sine însuși.
În viața lui Petru exista un păcat de care el nu era conștient. Și totuși îl iubea pe Hristos cu sinceritate, dar a trebuit să vină criza, știți de ce? Pentru ca Petru să vadă ce trebuie să schimbe în viața lui. Săptămâna aceasta mi-am adus aminte din citat din Mărturii pentru Comunitate, volumul 1, pe care l-am descoperit cu mai mult timp în urmă și pe care aș vrea să-l citesc și înaintea dumneavoastră. Este un citat care se referă la timpurile pe care noi le trăim astăzi. Un citat cu mare impact asupra la ceea ce ar trebui să ne așteptăm să se întâmple. Zice așa: am văzut că Dumnezeu își curăță și își încearcă poporul. Îl va încerca precum aurul până ce zgura se va consuma și chipul său va fi reflectat în ei. Nu toți au acel spirit de tăgăduire de sine și acea bună voință de a îndura greutăți și de a suferi pentru adevărul pe care îl cere Dumnezeu. Voința lor nu este supusă, ei nu s-au consacrat cu totul lui Dumnezeu, necăutând alte plăceri decât aceea de a face voia lui Dumnezeu. Atât pastorii, cât și poporul, duc lipsă de spiritualitate și adevărata evlavie. Și acum este propoziția, frații mei, care pe mine m-a înfiorat. Și aș vrea să fiți atenți la ceea ce urmează să citesc. Zice așa: tot ce se poate zgudui va fi zguduit. Ați auzit, frații mei, ce spune că se va întâmpla înainte de venirea Domnului Hristos? Tot ce se poate zgudui va fi zguduit. Și Dumnezeu va îngădui să fie zguduit. Cernerea este o necesitate, frații mei, și o certitudine, un lucru prin care fiecare dintre noi vom trece. Fiecare dintre noi avem nevoie să fim zdruncinați, zguduiți, pentru că numai așa vom putea să scăpăm de pleavă și de lucrurile care ne țin departe de Dumnezeu. Tot ce se poate zgudui va fi zguduit. Satana a cerut să vă cearnă ca greul. Iubiții mei, frați, sunt câteva aspecte pe care aș vrea să le subliniez pe baza acestui text pe care l-am citit din Sfânta Scriptură, câteva aspecte asupra cărora doresc să medităm. Primul aspect este acela că cernerea este necesară pentru a ne cunoaște și a ști ce avem nevoie să schimbăm în viața noastră. Petru era sincer când i-a spus Domnului Hristos: Doamne, voi merge cu Tine până la moarte, sunt gata să-mi dau viața pentru Tine. Dacă Domnul i-ar fi cerut lucrul acesta lui Petru, ar fi fost dispus să-l facă. Însă Petru nu se cunoștea pe sine însuși așa cum îl știa Dumnezeu. Și Dumnezeu știa că Petru încă are mândrie în viața lui. Și Dumnezeu a îngăduit ca Petru să fie zguduit, să fie zdruncinat, ca într-un final să vadă nevoia pe care o are în sufletul lui. Până când vine criza, nu știi de ce ai nevoie să schimbi în viața ta. Ai impresia că totul este bine? Frații mei, este un text în Scriptură, în Psalmi, capitolul 139, versetul 23 și 24, care spune așa: cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima. Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Vă întreb un lucru.
Are nevoie Dumnezeu să ne încerce ca să ne cunoască? Nu ne știe Dumnezeu adâncimile sufletului nostru? Are nevoie Dumnezeu să ne pună la probă ca să cunoască ceva mai mult despre noi când toate lucrurile sunt descoperite înaintea Lui? Cine are nevoie, frații mei, de încercare? Noi avem nevoie de încercare. Petru a avut nevoie de încercare pentru că el nu era conștient de păcatul din viața lui. Avem nevoie de încercare pentru a ști pe ce fundație ne-am construit viața. Frații mei, dacă familiile noastre, și atenție ce vă spun, nu sunt construite pe adevărata temelie, familii se vor dărâma. Mulți oameni au impresia că atunci când apar problemele în familie, soluția este să se despartă. Nu pentru asta îngăduie Dumnezeu problemele, frații mei, ci Dumnezeu îngăduie zguduirea pentru a vedea ce trebuie să îndreptăm. Suntem lăsați să trăim unii cu alții pentru a ne șlefui și a ne pregăti pentru cer. Dacă construcția familiei tale este una greșită, se va dărâma. Tot ce se poate zgudui va fi zguduit, frații mei. Pentru ca să cunoaștem ce avem nevoie să schimbăm. Dacă credința noastră este construită pe orice altceva decât pe Iisus Hristos și pe iubirea sinceră pentru El, credința în timpul zguduirii, în timpul cernerii, va scădea și va dispărea. Sunt mulți oameni care vin la Dumnezeu din interes. Dau zecime pentru că Dumnezeu mă binecuvintează. Vin la biserică pentru că Dumnezeu se îngrijește de mine. Dar în momentul în care începe să meargă rău, nu mai trebuie Dumnezeu. Îl iubesc pe Dumnezeu atât cât Dumnezeu mă binecuvintează. În momentul în care Dumnezeu nu mă mai binecuvintează, nu mai am nevoie de Dumnezeu. Dumnezeu îngăduie încercarea pentru a vedea punctele noastre slabe de care nu suntem conștienți și de a simți nevoia de a ne schimba. Frații mei, nu fugiți de încercare, nu fugiți de probleme. Problemele în familie nu sunt îngăduite de Dumnezeu ca să se dărâme familia, ci problemele în familie sunt îngăduite de Dumnezeu ca să facem schimbări și uniunea familiei, unitatea din familie, să devină și mai puternică. Dacă în familia ta simți că îți pierzi cumpătul prea repede, e bine că conștientizezi lucrul acesta. Cere putere de la Dumnezeu, pentru că Dumnezeu ți-a descoperit lucrul acesta și Dumnezeu vrea să schimbi ca unitatea din familie să devină și mai strânsă. Dacă relația dintre dumneavoastră, părinți și copii, este zdruncinată, nu vă înspăimântați, pentru că totul va fi zguduit ca să cunoaștem ce este bine și ce avem nevoie să schimbăm. Primul lucru, frații mei, cernerea sau zguduirea este necesară pentru a ne da seama ce schimbări avem nevoie să facem. Nu trebuie să ne înspăimântăm, ci trebuie să ne prindem mai mult de Dumnezeu și să cerem schimbare. Petru nu știa că încă în viața lui este mândrie, dar lucrul acela îl ținea departe de Dumnezeu. Și Hristos a îngăduit încercarea pentru ca Petru să vadă care este punctul negru și ce are nevoie să schimbe. Iar după aceea, vă aduceți aminte, după înviere, Domnul Hristos se arată în fața lui Petru și îl întreabă Domnul de trei ori. De trei ori s-a lepădat Petru de Domnul, de trei ori îl întreabă Domnul: Petre, mă iubești tu pe mine?
Nu mai se bate Petru cu pumnul în piept. Pun la moarte, Doamne! Nu. Și ce zice Domnule? Doamne, Tu pe toate le știi. Știi că Te iubesc. Mândria lui Petru s-a frânt. Petru și-a dat seama de greșeala pe care a făcut-o și a dat seama că acel lucru încă îl mai avea în sufletul lui. Și a venit frânt înaintea lui Dumnezeu. Avem nevoie de încercare pentru a conștientiza ce trebuie să schimba. Cel de-al doilea motiv pentru care avem nevoie de cernere și de încercare este acesta, frații mei, pentru a se limpezi apele, pentru a decide de partea cui ești. Trăim într-un război universal, frații mei, în care binele și răul se luptă. Și înaintea universului, diavolul îl acuză pe Dumnezeu că este nedrept. Și atunci când Dumnezeu dorește să ne mântuiască, diavolul îl arată cu degetul și spune, n-ai dreptul asupra lui, e al meu. Și mai devreme sau mai târziu, Dumnezeu trebuie să îngăduie un moment în viața noastră ca să se limpezească apele, să vadă întregul univers, suntem de partea lui Dumnezeu sau suntem de partea diavolului. Este nevoie ca să se arate dreptatea lui Dumnezeu, pentru ca orice îndoială să fie dată la o parte. Atunci când Domnul Iisus Hristos ne va mântui la revenirea Lui, nimeni să nu poată să spună, nici diavolul, nici nimeni altcineva, el nu trebuie să fie mântuit. Hristos trebuie să arate în fața întregului univers de partea cui suntem. Și cernerea, frații mei, tocmai lucrul acesta îl face. Ne pune să decidem ce este cel mai important pentru noi, de ce parte suntem. Dacă încă în viața ta sunt vicii cu care te lupți, dacă ești și credincios lui Dumnezeu, dar îți plac și viciile acestea, Dumnezeu are răbdare. Dar într-o bună zi va veni momentul în care va trebui să alegi. Și încercarea va veni, zguduirea va veni și va trebui să alegi, mergi cu Dumnezeu sau mergi cu viciile tale. Pentru că în momentul acesta nimeni nu poate să zică, e mântuit. Pentru că dacă Hristos ar spune, îl mântuiesc cu viciile lui, diavolul ar spune, cum să-l mântuiești așa? E al meu. Și Domnul ar spune, nu, e al meu. Și vă dați seama că lucrurile ar fi indecise. Trebuie să vină un moment în care totul să fie clar, de partea lui Dumnezeu sau de partea diavolului. Dacă iubești câștigul, iubești banii, poți să vii încă la biserică și să iubești și banii și mamona, da? Dar va veni un moment în care Dumnezeu te va pune la încercare pentru că va trebui să se limpezească apele. Ce iubești mai mult? Câștigul sau pe Dumnezeu? Sunt momente, frații mei, în care suntem puși la încercare, respecti poruncile lui Dumnezeu sau iubești să le încalci ca să câștigi bani. Sunt mulți dintre noi care sunt puși să lucreze în sabat, vineri seara, sâmbătă înainte de apus și nu doar să lucreze, alții sunt puși să se ducă să dea examene sâmbăta. Și unii zic, vrea Dumnezeu să mă chinui, să mor de foame? Trebuie să mă duc. Dar nu știm că de fapt acela este momentul în care a venit criza și trebuie să decizi, să limpezezi capele. Ești de partea lui Dumnezeu sau de partea celui rău? Frații mei, totul va fi zguduit ca să se vadă pe ce am construit, ca tot universul să vadă lucrul acesta. Ca lucrurile să se clarifice, ești de partea lui Dumnezeu, poate Dumnezeu să te mântuiască sau ești de partea diavolului. Dacă ai venit la biserică doar pentru că așa vin părinții sau doar pentru a critica, vreau să spun,
că în curând, spune cuvântul inspirat, mulți vor cădea și alții le vor lua locul. Frații mei, mă și mir ca pastor uneori pentru ce motive lasă oamenii, îl lasă pe Dumnezeu. Pentru că nu suportă pe cineva din biserică, pentru că cineva i-a spus un cuvânt mai nepotrivit, pentru că predica poate nu este așa după placul lui sau al ei. Și pentru lucruri de felul acesta, oamenii nu mai vin la biserică și nu mai aud de Dumnezeu. Când vom ajunge să-L întâlnim pe Domnul Iisus Hristos la judecată, ne va fi rușine, frații mei, să-I spună lui Dumnezeu, Doamne, n-am mai vrut să vin la Tine, la biserică, pentru un cuvânt pe care nu știu ce frate sau soră mi l-a zis. Vă dați seama, comparați greutatea lucrurilor? Avem nevoie de zguduire pentru a se limpezi apele. Și lucrul acesta, frații mei, se va întâmpla. Cunosc oameni care au încetat să mai vină la biserică și au impresia și spun în sufletul lor, cunosc Biblia și au impresia că atunci când va veni momentul să decidă pentru Dumnezeu sau nu, vor putea să facă lucrul acesta. Cunosc părinți care plâng pentru copiii lor, care cunosc adevărul și nu mai vin la biserică. Și copiii aceștia încă se consideră creștini, urmași al lui Dumnezeu și spun, mamă, tată, nu vă îngrijorați, că atunci când vor veni timpurile, vom veni! Trec 6 luni și nu s-a antrenat. Dacă vine ziua competiției, și el a stat în lenevie 6 luni fără a se antrena, mai poate să facă față competiției, examenului? Oricât ar vrea el, nu mai poate. De ce? Pentru că atunci când stai departe și nu te antrenezi, încep să se strângă lucruri care nu ar trebui. Frații mei, vă spun un lucru. Nu stați departe de Dumnezeu, crezând că atunci când va veni criza, îl veți urma pe Dumnezeu cu toată inima. Pentru că se vor strânge reziduri care ne vor ține în momentul acela departe de Dumnezeu, oricât am vrea să ne mai ducem după El. Nu vom mai putea. Și așa face diavolul. Ne adoarme ca să-L uităm pe Dumnezeu. Avem nevoie de zguduire, de criză. Pentru că doar așa se vor limpezi apele. Întrebarea pe care trebuie să ne-o punem este aceasta. Ce alegi? Viciile sau pe Dumnezeu? Ascultarea de Dumnezeu sau plăcerile lumii acesteia? Chiar dacă astăzi mergem cu amândouă, într-o bună zi se va trage linie și va trebui să alegem clar în fața Universului, pentru totdeauna, ori Dumnezeu, ori lume. Iar cel de-al treilea motiv, frații mei, este acesta pentru care Dumnezeu îngăduie cernerea. Cernerea este necesară pentru a învăța să trăim prin credință. Nimeni nu va ajunge în cer să fie mântuit dacă nu a trăit prin credință. În lumea aceasta suntem învățați să ne descurcăm și să trăim prin banii noștri, prin relațiile noastre, prin cunoștințele noastre, prin ceea ce am acumulat de-a lungul timpului, dar nu prin lucrurile astea vom fi mântuiți, fraților. Vom fi mântuiți dacă am trăit prin credință. Și atunci când vine criza, îți dai seama că banii nu te mai ajută? Îți dai seama că oricât de sănătos ai fost, nu mai poți să te vindeci? Atunci când vine criza, îți dai seama că oricâte relații ai avut, nimeni nu mai poate să te ajute? Și în momentul acela îți dai seama că ai nevoie de credință.
Și Dumnezeu pentru lucrul acesta îngăduie uneori criza în viața noastră ca să ne prindem cu toată credința de El. Atunci când familiile ne sunt zguduite, mulți oameni au impresia că soțul și soția trebuie să o ia în alte direcții. Am spus-o de multe ori, o spun de obicei tinerilor, dar vă spun și dumneavoastră, frații mei, zguduirea este importantă ca să se vadă pe ce am construit. Dacă familiile noastre nu sunt construite pe stânca care este Hristos, dacă sunt construite pe nisip, când vine furtuna, se va dărâma. Și acum vreau să vă spun un lucru, frații mei. Dacă atunci când te-ai căsătorit, te-ai căsătorit pentru că celălalt era frumos și doar atât, va trebui să menții lucrul acesta prin și mai multă înfrumusețare. Dacă l-ai cucerit pe celălalt pentru că ai avut bani sau te-ai căsătorit pentru că ai avut bani, va trebui să menții relația aceea cu și mai mulți bani. Dar dacă ai construit o relație prin rugăciune, relația aceea va fi susținută tot prin rugăciune. Întrebarea se pune pe ce construiești. Dacă ai construit un câștig la muncă, dacă ai construit o avere pe minciună, pentru că ai mințit la taxe, pentru că ai mințit, mă rog, ai înșelat pe cei cărora le-ai lucrat, va trebui ca averea aceea pe care ai acumulat-o să o susții tot prin minciună. Și dacă ai mințit odată, va trebui data viitoare să minți de două ori. Și dacă ai mințit de două ori, va trebui să minți de cinci ori. Pentru că dacă ai mințit odată, diavolul nu te va lăsa și va trebui să susții lucrul acela prin și mai multă minciună. Frații mei, încercarea este îngăduită de Dumnezeu pentru ca să ne dăm seama că trebuie să trăim prin credință. Pe ce construiești? Și atenție, chiar dacă construiești pe stâncă, dacă nu susții construcția cu credință, se va dărâma. Pentru că dacă începi un lucru cu Dumnezeu, trebuie să-L menții tot cu Dumnezeu. Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca greul. Iubiții mei frați, vă spun un lucru care nu ar trebui să ne înspăimânte, ci ar trebui să ne bucure în adâncul sufletului. Tot ce se poate zgudui va fi zguduit. Înainte de venirea Domnului Hristos, totul va fi zguduit ca să rămână în picioare doar ce este de la Dumnezeu. Familiile ne vor fi zguduite, locurile de muncă ne vor fi zguduite, credința ne va fi zguduită. Nu vă așteptați ca să existe vreun domeniu în viața dumneavoastră care să nu fie zguduit. Totul va fi zguduit. Ca să se demonstreze în fața Universului pe ce sunt construite. Și întrebarea cu care aș vrea să închei este aceasta: pe ce construiești? Dacă construiești pe nisip, indiferent că îți construiești palate, se vor dărâma. Dacă familia ta e construită pe nisip, va cădea. Dacă relația ta cu Dumnezeu este construită pe altceva decât pe credința sinceră în Dumnezeu, se va dărâma. Dacă relația cu copiii se bazează pe orice altceva decât pe Dumnezeu, se va dărâma. Dacă locul tău de muncă se bazează pe câștig și nu pe Dumnezeu, se va dărâma. Totul va fi zguduit. Dar lucrul acesta nu trebuie să ne înspăimânte, ci din contră ar trebui să ne bucure, pentru că prin zguduire
pleava va fi dată la o parte și va ieși aurul curat. Domnul Iisus Hristos spune lui Petru, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul, dar nu se oprește aici, ci aduce speranța. Dar eu, spune Domnul, m-am rugat pentru tine. Frații mei, atunci când trecem prin încercare, Iisus se roagă pentru noi. Ce liniștitor! Indiferent că treci prin cea mai aprigă furtună, dacă Iisus s-a rugat pentru tine și dacă tu te prinzi de Iisus Hristos, nu vei cădea niciodată. 1000 să cadă alături de tine și 10.000 la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia. Doar vei privi cu ochii și vei vedea răsplătirea celui rău. Pentru că zici, Domnul este locul meu de scăpare și faci din cel prea înalt turnul tău de adăpost. Domnul să ne ajute la aceasta, să ne prindem de El, pentru că totul va fi zguduit. Cu speranță și cu încredere să mergem în credință, pentru că Domnul este alături de noi și nu ne va lăsa să cădem dacă noi ne vom ține strâns de El. Amin.